Numele meu este Grigore Munteanu de la Coraș TV. Am intrat aici într-un subsol, în casa asta cu patru etaje și aparțin Consiliului Raional. Aici e așa dizordine, că eu sunt orb, dar în schimb am cu mine însoțitor, sunt rozătoare, șobolan, șoareci, tot ce dorești. Dar funcționarii noștri publici au grijă să procure automobile scumpe și sunt unii dintre ei care întorc și valuta cu lopata. Așa că eu fac un apel către guvern, parlament, nu importă cine, să apuce de capul la ăștia din orășelul Nisporeni. Eu sunt orb și din sectorul Nisporeni, județul Ungheni. Noi avem un birou unde președintele nostru, adică noi stăm la evidență acolo și iată, spre exemplu, au adus niște ajutoare umanitare și noi nu aveam local. Și ne-am adresat la Consiliul Raional și ne-au dat un subsol că eu am înregistrat acolo. Apoi, eu nu știu, să se nimerească o bătrânică, bătrânel, oameni în vârstă. Acolo e ceva strașnic și eu aș veni cu ideea sau cu propunerea de ca domnul președinte a Consiliului Raional, Vasile Mărcuță, să facem schimb cu birourile. Să-și iei el gașca lui, îți ducă acolo și noi trecem în biroul lui. Și eu sunt sigur și precis că în decurs de o săptămână, două, acolo ar fi o reparație ca în Europa. Apă da, pentru dânsul face reparații evroremont, calitativă, dar pentru alții, mai ales dacă sunt nevăzători sau... Da, da, de aici știi cum se întâmplă când la o adunare ceva, păi că noi nu permitem discriminarea, știți, starea psihologică la dânșii puternică. Dar eu am prevenit-o chiar și pe Xenia Accente, șefa Direcției Asistenței Sociale, zic, cu mine n-ați făcut nimic, eu depistez omul, cel mult îmi trebuie 10-12 propoziții. Deci nu vă păcălesc una cu două. Nu, pe mine e foarte greu. Numai dacă nu văd doar cumva să ducă când dă, să ducem 500 de lei, dar acolo poate fi 100, asta de-amu poate. Fiindcă nu le cunosc, n-am chip, acolo trebuie de văzut. Dar așa, din vorbi, e foarte greu. Deci ați filmat sediul acela condiții inadecvate pentru... Reportaj la Curaj TV, da? Sunteți reporteri da. Da, să vedeți. De la fața locului, de la Nisporin. Da, da, să vedeți că acolo e casă cu... Casa și e cu ceasul, unde e monumentul Ștefan cel Mare, toți o cunosc. Uh-huh. Acolo mai sunt birouri, vreau zic că și sunt chiar și libere. Dar care-s de-a lor mafia și ea din trecut? Au birouri luxoase. Încă s-a mai întâmplat un lucru așa, este liceul la primul etaj, este și la a patrulea. Acum la mine e coloana vertebrală, e operată, am trei operații și patru discuri operate. Să mă urc eu cum acolo și să mă cobor, pentru mine asta e... Și să vedeți toți de ăștia care am vorbit eu, că de-a lor, mafia, au chei de la liceul de acolo. Ești tot de-am prin președinte. Am dobândit eu și odată și președintele nostru, ok, și de-am urmează să facă duplicate la ăștia care sunt mai de-al de mine, așa cum am zis eu, să avem cheis. Bun, dar publicul care vine acolo la Consiliul Raional, unde se duce? N-are acces la toaletă? E numai pentru cei care au cheie? Sau este vreo toaletă afară? Este afară. Da, dar mie acolo îmi vine greu. Eu aici, da. Aici este un etaz, eu sunt foarte atent, dacă ar fi toți ca mine așa ea, nici servitoare nu ar avea nevoie acolo. Da. Iată cum, eu cred că lumea mă cunoaște și... Și deci după reportajul ăsta, ce aștept ca primăria, Consiliul Raional să intervină și să repare sediul acela, scările de acces, interiorul, geamurile, da?
dar eu geamuri nu știu dacă sunt, dar ușa, eu dacă dau o leacă mai tare cu umărul, sare cu totul. Podelele nici nu mai vorbim. Dar casa cei cu patru etaje care am menționat eu, aparține Consiliului. Nu cred că aici primăria ar putea... Nu știu dacă ar pune mână de la mână interesul pentru organizația orășenească în Isporien, nu? Sau e pentru tot raionul? Ce fel de organizație asta? E pentru tot raionul. Am înțeles. Ok. Mai am încă, cum să zic, cu un neajuns, o neplăcere tot cu Consiliul Raional. Eu am scris o cerere la Consiliul Raional, fiindcă așa e regulamentul, că am nevoie de legitimație de gardă populară. Și secretara mă întreabă, da, și să faci tu cu dânsa? Zic, doamnă, nici nu ai dreptul să mă întrebi. Zic, eu am nevoie fiindcă să mă pot apăra și dacă a fi cazul să apăr și pe altul. Pe urmă și se întâmplă. O trecut de pe data de 21 luna a doua, adică 21 februarie, până pe 1 mai nu am avut răspuns. Fac eu rost de telefonul fix de la juristul de la Consiliul Raional, îl contactez eu pe dânsul și zic, ce se întâmplă, domnule, de nou am răspuns. Și mi-a răspuns dânsul prin telefon că nu-i de competența noastră. Zic, dar eu aștept răspuns în formă scrisă și nu mi-a mai dat. Am depus altă petiție, conform contingiosului administrativ, să fie sancționat cel vinovat care nu mi-a dat răspuns conform legislației. Nici atunci am primit un răspuns, de fapt, că am fost informat telefonic. Mie nu mi-a convenit răspunsul ăsta și am mai depus o petiție la Inspectoratul de Poliție să fie pedepsiți conform legislației. Am fost audiat, acum aștept răspuns. Și mai departe urmează să vedem. Dar ce-i cu garda, ce-i cu garda asta populară? Că eu nu prea știu. Garda populară, parcă eu am menționat ceva mai jos, am accentuat, că asta te poți apăra singur și dacă e cazul, aperi și pe alții. Fiindcă asta e, cum să zic, e ca și angajat a poliției, numai că voluntar. Dar se organizează astfel de gărzi populare acolo în Isporeni? Până ce nu, dânsul mi-a spus că legea a fost anulată. Am rugat eu pe un cunoscut de meu, o verificat pe internet și legea a fost adoptată în anul 1999 și în 2010 încă s-a renovat. Așa că legea nu e anulată. Ei îți obligați să dea care solicită. Sau de-a muși, nu au nevoie de cetățeni? Eu pun întrebarea chiar și ministrul afacerilor interne. Doamna Ala Nimirenco, că e doamnă, dar din câte cunosc eu unde-s doamne la putere, acolo e mai ordine. Eu, exemplu, India, Anglia, mai multe țări. Și eu cred că am să obțin, că nu-i cum vor ei, dar trebuie să respecte legea. Și gata. Că să încalc eu vreo lege, îndată. Aș fi sancționat, purtat pe drumuri, mai știu eu ce. Și că cam aici interviu am vrut eu să-l... Mulțumesc, opresc înregistrarea.